Bună! Numele meu este Elena Țuca și sunt psihoterapeut integrativ. Mare parte dintre oamenii cu care lucrez sunt femei, așa că una dintre temele centrale în cabinetul de terapie este lucru pe feminitate. Paradoxal, trăim într-o societate în care există din ce în ce mai multe tratamente de înfrumusețare, însă cu toate acestea sunt din ce în ce mai multe femei bărbat, femei care sunt deconectate de la energia lor feminină. În practica mea în cabinet, din ultimii 9 ani, am ajuns la concluzia că, în lucru pe feminitate, este mult mai eficientă terapia de grup decât terapia individuală. Care este motivul pentru care spun asta? De-a lungul istoriei, femeile au fost reduse la tăcere. Ele erau considerate ființe inferioare care nu aveau prea multe drepturi. Ori, o parte importantă în vindecarea rănii feminității este apartenența la un grup care este format doar din femei. Astfel, fiecare participantă în parte își îndeplinește nevoia de a aparține, de a fi înțeleasă, de a fi ascultată, de a fi văzută, de a fi sprijinită. Așadar, a face parte dintr-un cerc de femei este ea însă și o experiență reparatorie, pentru că atunci când se formează un cerc, nu mai există eu și tu, există noi, există împreună, există suntem de aceeași parte a baricadei. Totul se întâmplă în energia susținătoare a celorlalte femei care participă alături de tine. Tu ești martora transformărilor, iar ele sunt martorele devenirii tale. Ca un plus în lucru pe feminitate, față de tot ce există în acest moment pe piața programelor de activare a energiei feminine, îți propun belly dance-ul sacru, care nu are nimic de-a face cu belly dance-ul de scenă. Belly dance-ul sacru este o practică transformativă și magică, atât pentru minte, corp, cât și pentru spirit. Această practică, pur și simplu, face loc vindecării, curățării, activării și dobândirii puterii personale. Grație belly dance-ului, înveți să te împrietenești cu corpul tău, să ai mai multă încredere în tine și să îți îmbunătățești percepția pe care o ai față de tine, cât și față de propriul tău trup. De exemplu, mișcările care fac corpul să tremure emit o vibrație înaltă, prin care se curăță energia, stresul și tensiunea acumulată în corp. Prin mișcările șoldurilor se induce în minții ideea de stabilitate, de împământare în viața ta, de ancorare în proiectele tale. Prin spiralele pe care le poți face cu pelvisul și prin cercurile pe care le poți face cu diferite părți ale corpului, trezești și te conectezi la energia creativității. De asemenea, este bine știut că la nivelul corpului nostru există o serie de centri energetici. Astfel, lucrând izolat cu anumite părți ale corpului, așa cum se face în belly dance, se curăță și se echilibrează acești centri energetici numiți chakre. Belly dance-ul sacru permite atât minții cât și corpului să se întărească și să devină flexibile. Și practicând acest tip de dans, o să te simți mult mai centrată, mult mai ancorată în realitate, mult mai puternică. Belly dance-ul sacru este o modalitate foarte bună de a intra în contact cu energia ta feminină, cu energia creatoare a Universului, pentru că atunci când dansezi, corpul tău face legătura între cer și pământ. Pornind de la belly dance-ul sacru, îți propun două programe de lucru pe feminitate. În primul rând, te invit într-o tabără care se va desfășura în luna august, la mare. Va dura 5 zile și, alături de alte doamne și domnișoare, vei intra în contact cu energia ta feminină așa cum nu ai mai făcut-o până acum. Fiecare zi va avea o anumită tematică și îi vei oferi femeii din tine experiențe reparatorii prin intermediul ritualurilor psihoterapeutice, a belly dance-ului sacru, a art-terapiei și a meditațiilor ghidate. Tot aici vei învăța cum să activezi cele 5 elemente: apă, aer, pământ, foc și eter, și cum să faci în așa fel încât atunci când ai nevoie de unul dintre aceste elemente, să le aduci în viața ta. Iar o metodă foarte la îndemână este tot belly dance-ul sacru. De exemplu, mișcările tremurate ale corpului te pun în energia focului, aducând pasiune și dorință de acțiune. Mișcările unduitoare ale corpului te conectează cu energia apei, ceea ce aliniază emisfera dreaptă cu cea stângă, aducând liniște și echilibrând energia. Prin diferitele mișcări ale șoldurilor,
te pui în contact cu energia pământului, fiind mult mai ancorată în realitate și trăind în momentul prezent. Prin diferitele mișcări ale brațelor și ale bustului, te conectezi la energia fluidă a aerului, pentru a avansa mult mai ușor în toate proiectele pe care ți le propui. Un al doilea program pe care ți-l propun este un grup de feminitate, care se va desfășura de 2 ori pe lună. Aici, pe lângă tehnicile specifice psihoterapiei în lucru cu feminitatea, cu activarea energiei feminine, a art-terapiei, a lucrului pe arhetipuri, vei învăța totodată și cum să-ți cureți energetic uterul. Uterul este zona în care se adună toate traumele, toate emoțiile neexprimate, toate relațiile trecute. Iar odată purificată această zonă, te repui în legătură cu energia ta creatoare. Tot în cadrul acestui grup de feminitate, vei învăța o serie de tehnici de respirație pentru a activa și a potența energia feminină. Și, bineînțeles, vei descifra misterele belly dance-ului sacru, învățând o multitudine de mișcări care îi sunt specifice. Sărbează că ești într-un corp de femeie. Rescrie povestea sufletului tău prin mișcările vindecătoare ale belly dance-ului sacru.